Recent am revăzut filmul Man of Steel și Batman v Superman The Extended Cut pentru a putea fi pregătit să văd filmul lui Zack Snyder Justice League și pot spune că mă bucur că am făcut acest lucru. Deși inițial eram sceptic în legătură cu Justice League, mai ales după fiascoul din 2017, când Zack a fost nevoit să se retragă de la cârma acestui proiect. În urma unei tragedii de familie, producătorii de la Warner Bros. L-au pus pe Joss Whedon să termine filmul. Acesta și-a pus amprenta destul de mult, încercând să facă filmul mai amuzant. Din păcate, după cum știți, filmul a fost un dezastru. De la mustața scoasă digital, fiindcă Henry Cavill filma pentru Mission Impossible în acel moment, la glumele corni și destul de proaste, până la povestea fiind tăiată și totul fiind destul de forțat. Justice League din 2017 a fost un eșec total, încercând să imite seria Avengers. Iar anul acesta, după ani de speculație și campania Release the Snyder Cut, deși mulți au crezut că nu există acest film, Zack ne-a demonstrat nu numai că există, dar acesta este mult mai complex. Cu o durată de 4 ore, dublu față de filmul din 2017, Justice League al lui Zack Snyder ne prezintă o poveste similară cu cea din 2017, dar de data aceasta, personaje ce în versiunea lui Whedon nu aveau un rol semnificativ, în versiunea lui Zack Snyder au roluri centrale, arătându-ne și o parte mai umană a acestor personaje. La începutul acestui clip am spus că am revăzut primele două filme ale lui Zack Snyder din DCEU și aici mă refer la Man of Steel și Batman vs Superman. Și pot spune că, după apariția ultimului film, primele două filme fac ca povestea să fie mult mai coerentă de la un film la altul, mai ales după revederea versiunii extinse din Batman vs Superman, ce este mult mai bună decât versiunea ce a fost în cinematografe. Deși viitorul universului DCEU este încă incert, chiar dacă filmul Aquaman a avut un succes bun, încă nu știm dacă vom primi un Justice League 2. Sunt nerăbdător să văd ce se va întâmpla în universul DC Comics. După părerea mea, acest film a salvat universul DC Comics, mai ales după trecutul tumultos pe care l-a avut de la eșecul filmului Suicide Squad la versiunea lui Whedon. Universul DC a avut mereu de suferit, fiind mereu comparat cu universul Marvel, iar lăcomia unor producători de la Warner ce voiau să-i ajungă pe cei de la Marvel, încercând să imite acest univers în loc să facă ceva total diferit, a adus mai mult de suferit decât să creeze un univers coerent și constant. Acest Justice League, deși are 4 ore, te va ține captivat, mai ales după prima jumătate, când deja ai investit ceva timp și dorești să vezi cum se va termina filmul. Te lasă plăcut surprins de cât de diferit este comparativ cu cel din 2017. După părerea mea, filmul putea să fie 3 ore și jumătate, foarte multe cadre inutile și pline de slow motion, dar acesta este stilul lui Zack Snyder și era deșteptat să vedem asta. În afară de acest lucru, povestea este mult mai bună, personajele mult mai complexe, până și Steppenwolf, de la un villain generic din 2017, în acest film, acesta este mult mai bine construit, având un motiv pentru a strânge cele 3 Mother Boxes. Sunt curios ce se va întâmpla cu universul DCEU, mai ales după succesul filmului Joker și apariția filmului The Batman, ce nu are legătură cu acest univers. Cei de la Warner Bros. Cred că o să creeze două universuri paralele ce nu au legătură între ele și vor continua cu universul creat de Zack, fiindcă acesta încă poate genera foarte mulți bani la box office. Vă recomand să vedeți primele două filme făcute de Zack în DCEU înainte de a vedea Justice League, fiindcă vă face să apreciați povestea mult mai mult. Eu cred că acest univers merită încă o șansă și sunt curios dacă va apărea Justice League 2 și ce vor face cu Darkseid. Sunt nerăbdător să văd unde se va duce povestea. Spuneți și voi ce credeți. Dacă a salvat Zack Snyder Justice League universul DCU sau doar dacă este o ultimă etapă dintr-un univers cinematic deja uitat de către cei de la Warner Bros. Pentru mai mult content de acest gen, nu uitați să dați subscribe, like, share. Până data viitoare, eu sunt Alex și v-am salutat.